Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului la o sărbătoare. Vreau să ne ridicăm, să citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, Nu vă temeți, căci va aduc o feste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care erau în mai cum li se spusese Amin. În această dimineață doresc să îl sărbătorim, să-l celebrăm pe cel care este vrednic să fie sărbătorit, să fie lăudat, să fie onorat, să fie preamărit și anume Iisus Hristos, Cel care s-a născut pentru noi. E ceva ce ne interesează, pentru că El a venit pentru noi. Vouă vi s-a născut, spunea îngerul, vi s-a născut. E pentru noi, e pentru mine și pentru tine, de aceea sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare specială. Întotdeauna când ne apropiem de aceste sărbători, sunt tot felul de polemici, sunt tot felul de întrebări, sunt oameni care spun una, spun alta legat de această sărbătoare. Ceea ce aș vrea să scot în evidență din Cuvântul lui Dumnezeu, trei lucruri care stau la baza sărbătorii, trei lucruri care dau esența acestei sărbători și noi creștini ar trebui și eu cred, eu personal sărbătoresc. Sărbătoresc nașterea Domnului, sărbătoresc pentru că această sărbătoare este o sărbătoare pentru noi și o să vă dau trei motive pentru care această sărbătoare este deosebită și ce ar trebui să aibă în centrul ei această sărbătoare. Deși, voci, v-am spus, sunt foarte, foarte multe. Zilele acestea am aflat că încă două țări din lumea în care trăim au interzis sărbătoarea aceasta prin lege. Încă două țări în lume au interzis-o. Iisus Hristos are mulți dușmani. Altă dată erau păgânii, erau atei, erau gnosticii, acum sunt alte religii și așa mai departe. Și se mulțesc. Însă ceea ce este trist este să vezi că oameni care cred, cred Că se închină lui Dumnezeu, cred că îl slujesc pe Dumnezeu, fără să-și dea seama unii din ei, fac un deserviciu lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu și un deserviciu lui Iisus Hristos, prin modul în care se raportează inclusiv la sărbătoarea nașterii Domnului. În primul rând, sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei. Îngerul a spus, nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Acum, că s-a născut pe 25 decembrie sau nu, nu e asta problema. Nu e deloc nicio problemă. Nimeni nu spune că s-a născut sigur asta. Dar cei care contestă ziua aceasta să ne dea ei cu dovezi, cu argumente, o altă zi în care pot să spună, pot să dovedească faptul că s-a născut altă dată. Până atunci, eu mă bucur. Mă bucur că Iisus Hristos s-a născut. Sărbătoarea nașterii Domnului, oricând ar fi ea, este o mare bucurie. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a bucuriei. Și noi trebuie să ne bucurăm. Și veți vedea mulți hoți ai bucuriei, oameni care vor să vă răpească bucuria. Nu vă pierdeți vremea cu ei. Din copilărie am văzut oameni, oameni gri în mintea lor, în sufletul lor, în inima lor, mereu nu le convenea ceva. Banul le convenea instrumentele, banul le convenea colinda, banul le convenea cuvântul Crăciun, banul le convenea una, banul le convenea alta și trăiau o viață închisă și vrăiau în captivitatea aceasta să-i aducă și pe alții. Dar eu nu sunt captiv nimănui. Eu sunt liber și tu ești liber. Azi să te bucuri, să te bucuri de cea mai mare veste adusă în lumea aceasta. Iisus Hristos a născut și nu lăsați pe nimeni, nu permiteți nimănui să vă fure bucuria aceasta. Cu tot felul de argumente, de polemici, de câte, câte... Deci, voi nu vă dați seama cam câte le trec oamenilor prin minte. Cam câte colțuri are mintea umană. În această zi, reflectați asupra cuvântului lui Dumnezeu și bucurați-vă că vi s-a născut un mântuitor. cântați l lăudați-l pe el. Este o sărbătoare a bucuriei și va fi o mare bucurie. Și nu trebuie să permiteți nimănui, și să nu permiteți uh, niciunei persoane, niciun eveniment să vă răpească bucuria, să vă fure bucuria aceasta. Va fi o mare bucurie. Va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Dar cum poți să te bucuri? Cum poți să te bucuri? Crăciunul la rând probleme, necazuri, încercări, doli, probleme de tot felul și totuși îți amintești de ceva. Dacă vrei să te bucuri, trebuie în primul rând să te detașezi de tine și de problemele tale. Trebuie să uiți de necazurile tale, trebuie să le pui pe plan secund. Trebuie să contemplezi importanța evenimentului, a sărbătorii. Trebuie să realizez cât de importantă este vestea aceasta, cât de mare este acest eveniment, ce mare valoare are. Trebuie să uit de mine. Trebuie să uit de problemele pe care le am. Trebuie să, să mă detașez de tot ce este în jurul meu și să mă concentrez, să mă focusez pe cel care este sărbătoritul, pe Iisus Hristos care a venit în lumea noastră. Știți că una din marile probleme cu care s-a confruntat biserica în primul secol, a fost faptul că au apărut gnosticii care au spus că, da, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar el a rămas Dumnezeu, el a fost doar o, o înfățișare, doar un fel de hologramă atât, doar îl vedeai, dar el nu era materie, nu era corp ca al tău, el nu a venit într-un trup ca al tău, el s-a făcut nevăzut, a apărut, a dispărut și cam asta era. De aceea Ioan la un moment dat spune, și aceea nu era o formulă care să o spună prorocii la prorociile lor, ci spunea Ioan la un moment dat, orice duh care nu mărturisește că Isus a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Pentru că a fost una din marile, marile erezii cu care s-a confruntat biserica, mai ales în primul secol. De aceea faptul că astăzi se cântă, astăzi se sărbătorește, dincolo de modul în care are loc, dincolo de modul în care se bucură unii și se bucură alții, eu vreau să mă bucur de acest mare adevăr. Iisus Hristos a venit în trup. A luat un trup ca al meu și ca al tău. Dumnezeu a venit în lumea noastră și o mare bucurie. Pentru că el a venit ca să ne mântuiască, el a venit ca să ne ierte, el a venit ca să ne ia și pe noi, să ne ducă în cer. Și asta trebuie să ne producă bucurie. Și cât de greu îi spuneam de, de, de acei oameni care predică una și predică alta și sunt împotriva oricărui lucru care privește nașterea Domnului. Și o să observați atâtea și atâtea polemici în zilele acestea. Lăsați-i deoparte. În ziua aceasta, în zilele acestea, bucurați-vă. Bucurați-vă că s-a născut un mântuitor. Sunt alții care nu suf, suferă, nu suportă, nu se bucură. E treaba lor. Eu am decis să mă bucur. Tu poți decide să te bucuri. Să te bucuri? De Isus Hristos. Dar, în al doilea rând, această sărbătoare este o sărbătoare a slavei. Slava lui Dumnezeu. Îngerii au spus slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Dar nu numai îngerii au făcut asta. Și păstorii, când s-au întors, au dat slavă lui Dumnezeu pentru că lucrurile erau exact așa cum li s-a spus. Nu erau doar povești nu doar o legendă, nu un mit, ei au verificat și au văzut ce le-a spus îngerul, n-a fost doar ceva, o iluzie. Au fost realități. Și când au verificat realitatea, oamenii aceștia au dat slavă lui Dumnezeu. În această zi, vrem să dăm slavă lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu suportă colindele, e treaba lor. Noi dăm slavă lui Dumnezeu. Noi Îl slăvim pe Isus Hristos care a venit în lumea noastră. Noi Îi dăm slavă lui Dumnezeu, noi Îl slăvim pe Isus Hristos. Dar știți care este paradoxul? Paradoxul este că în vremea asta mult mai mulți vorbesc despre moș Crăciun. Atâta reclamă îi fac moșului. Oameni care se consideră conservatori. Dar vorbesc mai mult despre Crăciun decât despre Isus Hristos. Vorbesc mai mult despre Brad decât despre Isus Hristos. Vorbesc mai mult despre orice altceva, mai puțin despre Isus Hristos. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare care trebuie să-l aibă în centru pe Isus Hristos. El s-a născut. Paranoia asta pe care o au unii cu mosul Asta nici copiii de 5 ani nu cred. Credeți un copil că există moș Crăciun în realitate. Și atunci cu ce ne luptăm? Ce atâta mare tragedie, atâta cred unii că gata acum trebuie să salveze biserica de la ce? Și pierd timpul, și pierd timpul bisericii ca să ne povestească nouă că Moș Crăciun e de nu știu unde. Și oamenii vorbesc mai mult despre istoria lui Moș Crăciun și istoria bratului de unde vine și istoria nu știu cui de unde vine și mai puțin vorbesc despre istoria lui Isus Hristos. Noi în zilele acestea trebuie să vorbim despre Isus Hristos. Isus Hristos care a venit în lumea noastră, cum a venit prin fecioara Maria, ce s-a întâmplat în zilele acelea, apoi poveștile celelalte, le lăsăm altora. Că nu ne folosește la absolut nimic. Și nu ne trebuie să ne pierdem timpul, să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. E o sărbătoare a slavei, o sărbătoare în care trebuie să lăudăm pe Isus Hristos, o sărbătoare în care trebuie să vorbim despre Isus Hristos. Cântările noastre îl au în centru pe Isus Hristos. Noi ne închinăm lui Isus Hristos, nu ne închinăm bradului, nici lui Moscrăciun, nu ne închinăm nimănui. Deci, ea nu e așa mare problema asta. Nu știu de ce văd unii atâtea probleme, li se pare că și imediat atâtea și atâtea lucruri care fură bucuria, fură bucuria acestei sărbători, fură bucuria acestei închinări pe care noi trebuie să o aducem lui Dumnezeu lui Isus Hristos. Este sărbătoarea lui Isus Hristos. Mă amintesc o dată, am fost într-o biserică la o căsătorie și când eram noi, ne rugam în comun, deodată aud gălăgie. Dar gălăgie cine? Era un bătrân bătrânel care era foarte iritat, foarte supărat, a început să bombăne tare încât să ne deranjeze pe toți cei din jur. Și el de ce bombănea? Că în timpul rugăciunii au intrat cameramanii care veneau la nuntă, au intrat cu asta și ei au intrat liniștiți. Dar bătrânul care nu avea timp să se roage, el se uita, el mereu se uita la alții și a văzut că s-a deschis ușa, au intrat oamenii liniștiți, s-au dus la locul lor, au pus și a început acolo să bombănească: Veniți aici, ne deranjați și noi vrem să ne rugăm, nu, din cauza voastră, ce veniți cu asta aici? Gălăgie mare. Și a spus: Vezi că mai multă gălăgie ai făcut tu decât au făcut ei. Și cam așa sunt mulți predicatori care fac mai multă călăgie când vorbesc despre Crăciun și despre Branș, și despre lumini și de tot ce nu le convine lor. Mai multă călăgie fac ei. Și mai mare de serviciu fac ei Evangheliei și lui Isus Hristos că în loc să-și folosească timpul și energia și resursele pentru a lăuda pe Isus Hristos, pentru a vorbi despre El, pentru a ne închina Lui, pentru a cânta Lui. Pentru că toți știm asta. Noi ce trebuie să facem în zilele acestea? Trebuie să ne bucurăm. E o sărbătoare a bucuriei. E o sărbătoare a speranței. E o sărbătoare în care ne amintim despre Isus Hristos. Și noi deschidem Biblia. Sunt unii care nu sunt de acord. Uitați-vă, chiar bisericile evanghelice italiene. Nimic. Zilele acestea, cele mai multe, nu vorbesc nimic despre, despre nașterea Domnului. Nu că ei, nu cumva să fie ca Papa. Nu cumva cu catolicii. Dar vinul merge. Vorbești despre Isus Hristos, zilele astea nu. Să ieși cu o colindă, să spui altora, ai o, o mare oportunitate. E un mare har să vorbești despre Isus Hristos, despre Dumnezeu, despre nașterea, în loc să te bucuri că se vorbește despre asta. În loc să folosești evenimentul acesta, spui, nu, nu, că asta fac păgânii, fac alții decât, decât, noi. Sunt nu știu ce tradiții, nu știu ce. Lăsăm tradițiile deoparte. Închină-te lui Iisus Hristos și du vestea asta bună altora. Asta au făcut păstorii. Au auzit vestea bună, au verificat, s-au documentat și apoi s-au întors și au povestit și la alții. Și uite așa, vestea asta bună, prin unii, prin alții, vestea asta bună a ajuns și la noi. Și aș vrea de la noi să se ducă vestea asta bună mai departe și altora, și generațiilor care vor veni. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa că trebuie să facem zilele acestea să fie cu adevărat zile de sărbătoare, să fie zile ale bucuriei. nu lăsați pe alții să vă fure bucuria. Nu vă pierdeți timpul cu polemici inutile. Pentru că, în al treilea rând, sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a păcii. Nu vă temeți, că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În momentul în care din sărbătoarea asta faci polemici, faci dispute, vă dați seama, sunt oameni care nu se pot bucura niciodată. Vin la biserică, ceva nu le convine. Puțin roșu, dacă văzut, gata, e de la Moș Crăciun, afară, în iad cu voi. Au văzut verde, iar nu-i bine. Și orice văd și orice aud, ceva, ceva nu-i bine, ceva nu le stă bine și ceva caută discorde, ceva caută să spună împotriva altora. E o sărbătoare a păcii. Numai că pacea asta este doar între oamenii plăcuți lui. Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a venit să aducă pace. Să aducă pace între noi și Dumnezeu și să aducă pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. De ce să ne apucăm la polemici inutile? De ce să ne apucăm să ne judecăm, să criticăm, te duci într-o casă, vezi ceva, te duci în altă casă, vezi altceva, și în loc să te bucuri și în loc să-L să onorezi pe Iisus Hristos, să-L slăvești pe Dumnezeu, intri în tot felul de, de lucruri și de se pare că mai ales în lumea creștină, sărbătoarea aceasta a produs atâta dezbinare. După COVID, că am Crăciunul, este a doua problemă a bisericii. Pentru că atâta au minte unii. În loc să se bucure și în loc să spună hai să căutăm pace cu Dumnezeu, să dăm slavă lui Dumnezeu, să facem lucrurile, că nu facem altceva aici, dăm slavă lui Dumnezeu. Unii nu vor nici colinde, nici program să se adune, că nu. No. Fac păgânii să fac nu știu ce cei din lume. Și nu vă dați seama câte absurdități au oamenii dacă, ia, dacă ar avea voce tot să spună cam câte le trec lor prin cap. Însă noi trebuie să căutăm pacea și noi trebuie să avem pacea cu Dumnezeu și pacea unii cu alții în așa fel încât sărbătoarea aceasta să fie cu adevărat o sărbătoare a păcii. O sărbătoare a păcii. Și dacă vine cineva și începe să pună întrebări și să spune, știi ce te rog, e sărbătoare. nu îmi trebuie conflicte, nu îmi trebuie discuții, nu trebuie dezbateri, tu crezi una, eu cred alta, respect convingerea ta, respect-o și pe-a mea și trebuie să-ți de treabă liniștit. Lasă-mă pe mine să mă bucur, cum mă bucur eu, cum știu eu. Alții se bucură cum știu ei, că nu ești tu responsabil de bucuria altora că n-ai venit tu să salvezi lumea, a venit altcineva să salveze lumea. Ca așa li se par unii că au venit mari salvatori, acum să salveze creștinismul, să salveze lumea, să salveze biserica. De la ce? Avem deja un mântuitor. Avem pe cineva care a venit deja să salveze lumea. Nu trebuie să o mai salveze, nu știu ce, predicator de aici și de acolo și de nu știu cine, care așa sunt unii. Li se pare că acum au venit mari salvatori ai bisericii, cum a ne spune povestea lor. Bucurați-vă că s-a născut un mântuitor. Pe el îl celebrăm, pe el trebuie să-l ascultăm, pe el trebuie să-l onorăm, lui cântăm, lui aducem slava, lui aducem gloria. Și trebuie să, în aceste zile de sărbătoare, să nu dăm loc celui rău, să nu dăm, cum spunea altădată Moise, nici măcar o unghie, nimic, niciun lucru, să nu-i lăsăm orice ar spune zice, mulțumesc, stai acolo liniștit, e sărbătoare eu vreau să mă bucur, eu mă închin lui Dumnezeu, eu dau slavă lui Dumnezeu eu îl onorez pe Iisus Hristos, eu îl urmez pe Iisus Hristos și asta este că ți nu-ți place una, că nu-ți place alta că ai de bombănit aici, că ai de comentat partea aia la alta. că critici una, critici alta, e treaba ta eu am venit să mă bucur eu zilele acestea vreau să-L sărbătoresc pentru că sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei. Îl celebrăm pe Iisus Hristos. Este o sărbătoare a slavei. Sărbătoarea aceasta trebuie să-L aibă în centru pe Iisus Hristos și în momentul în care L-am pus în centru pe Iisus Hristos, în momentul în care eu mă închin Lui, în momentul în care eu îi cânt Lui, celelalte nu mai contează. Pentru că eu lui Iisus Hristos mă închin. Pe Iisus Hristos îl preamăresc, Lui cântăm, în numele Lui ne-am adunat astăzi. Și este o sărbătoare a păcii. Și o pace între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Nu vă pierdeți timpul cu polemici. Ca acum, mai ales de când cu internetul, vă dați seama că se mulțesc detractorii și contestatarii și protestatarii și numiți cum vor și de acum fiecare are voce și fiecare spune pe al lui. Nu vă pierdeți timpul. În aceste zile de sărbătoare, sărbătoriți-l pe cel care este singurul, care merită să fie sărbătorit. Bucurați-vă! Bucurați-vă! La un moment dat, Apostol Pavel spunea, e adevărat că pe Iisus Hristos unii îl predică din slavă de șartă, alții din duh de ceartă, dar până la urmă spunea, până la urmă ce-mi pasă mie, eu mă voi bucura eu mă voi bucura. Dacă unii se bucură într-un fel, dacă cei din Africa se bucură într-un fel, e treaba lor, se bucură. Alții din America de Sud se bucură în felul lor, dau slavă lui Dumnezeu. Noi în România ne bucurăm în felul nostru, ne bucurăm și noi, se bucură, fiecare se bucură. Ar trebui sărbătoarea aceasta să fie cu adevărat o sărbătoare a bucuriei, o bucurie pe care să o ai în inima. Și nu permiteți nimănui să vă fure această bucurie. Lăsați deoparte. E simplu, e atât de simplu. Când vezi unul că vorbește mai mult de Crăciun și de braz și de toate, schimbă. Telecomanda e la tine. Nu urmăriți oameni care numai dezbinare vor să facă. Numai părerea lor să o impună. Numai cum gândesc ei să gândească toată lumea. Noi am venit să-L sărbătorim pe Isus Hristos. Și facem lucrul acesta, bazați pe Scriptură, având scriptura ca model, având păstorii aceștia ca model, oameni care s-au bucurat, oameni care l-au lăudat și oameni care au spus altora. De ce în zilele acestea aveți o ocazie uriașă și ar trebui să dăm slavă lui Dumnezeu? Și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem ocazia aceasta într-o țară creștină să vorbim despre Isus Hristos. Are tradițiile ei, România are alte tradiții, unii într-un fel, alții în altul. N-are rost să intrăm în polemici cu unii sărbătoresc cu Ieslea, alții cu Bradu, alții cu luminile, alții cu nu știu ce muzică. Folosește orice prilej pentru a da slavă lui Dumnezeu. Spune altora despre Isus Hristos, adu esența, și esența Evangheliei este Iisus Hristos, El este în centrul sărbătorii, El este în centrul Evangheliei, El trebuie să fie în centrul bisericii și El trebuie să fie în centrul inimii tale. El trebuie să fie în centrul cântărilor noastre. Și apoi că unii nu vor aprecia asta, nu le va plăcea asta, e problema lor. Noi vrem să ne bucurăm și vrem în ziua aceasta să fie cu adevărat o sărbătoare a bucuriei. O zi a bucuriei. O zi în care să-L lăudăm pe Dumnezeu și să ne închinăm Lui cu toată inima noastră. Nu uitați, sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei. Sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a slavei lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Oamenii l-au slăvit pe Dumnezeu și noi vrem să-L slăvim pe Dumnezeu. Sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a păcii. Vrem în zilele acestea să lăsăm deoparte orice alte polemici, orice alte discuții. Acum e vorba despre El. Noi vorbim despre El. Noi lăudăm pe El. Noi ne închinăm Lui. Și nu avem timp de altceva. Pe El îl onorăm. Pe El îl avem în centru. Lui îi cântăm. Așa că, haideți să sărbătorim cu adevărat. Pe singurul care este vrednic să fie sărbătorit. Amin.